Am fost curios de ce la bisericile din lemn, din Transilvania, ușile de intrare sunt atât de mici. După mine și după părerea multor am crezut că sunt așa de mici pentru a se închina oamenii când intră. Un preot mi-a dat o explicație și un etnograf mi-a confirmat. Se făceau ușile atât de mici pentru ca cei care au fost stăpânii noștri administrativ să nu poată intra cu calul în biserici și să profaneze bisericile noastre sfinte. Deci românul întotdeauna a fost atent la aceste locașuri de cult care au permis oamenilor să aibă parte de învățătură, de învățătură creștinească și de bucuria de a se întâlni cu Dumnezeu și a se ruga lui Dumnezeu. Să ne țină Dumnezeu sănătoși, să putem întreține tot ceea ce am păstrat frumos și trainic de la înaintașii noștri și la fel cum spunea regele Mihai, am luat această țară cu un împrumut de la copiii noștri, să o putem întreține și să o putem dezvolta astfel încât să fim mândri de moștenirea pe care o să le dăm înapoi.